Dacă noi vom pune botul în continuare și nu ne vom vedea de viața noastră cum a fost și până acum, o viață normală. Bă, dacă te doare în gât, ia mă ceva lămâie, ia antinevralgic. Bă, mi-aduc aminte, vorbeam cu Bogdan ieri la telefon. Bă, noi la 38 ne bătea mama și tata că intram în apă și făceam baie cu febră 38. Acum ai nu știu cât, 0,5, bă, toată lumea, am COVID, repede, teste, putare. Bă, fiți, bă, oameni normali, comportați-vă normal, luați medicamente normale, de gât, de febră, de asta, și nu intrați în jocul ăsta. Ei, pe asta se bazează, că lumea intră în fandaxie, vorba lui Caragiale. Bă, fandaxia e gata. Dacă suntem atât de proști și punem botul la tot și acceptăm tot ce ni se impune și nu ni se pare normal, înseamnă că e vina noastră. Nu mai trebuie să găsim pe marele păpușar care în spate zice, apasă pe un buton, reveniți cu COVID-ul, să vină războiul, să vină cu dar. Bă, nu e așa. Oamenii sunt foarte proști, mă. Și pun botul la toate chestiile astea. Și cretinii ăștia profită, bă. Că nu mai avem un Adenauer, nu mai avem un De Gaulle care să le pese de oameni. Le pasă de bogățiile lor și de... Uite, bă, ultima chestie. Bă, de ce există directivă europeană ca toate multinaționalele să plătească bani în țară? Bă, de ce la noi nu se aplică niciun fel de impozit, niciun fel de cotă la marile multinaționale în România. Este interzis cu desăvârșire. Parcă atingi focul, mă, când vorbești de multinaționale. De ce? Că marele anonim apasă pe buton și zice, alo, să aveți grijă să nu-i se permită românilor să taxeze multinaționale. Nu, bă, pentru că noi suntem proști și sclavi și simbriași. Asta suntem. Pentru că noi suntem de acord cu chestia asta. Pentru că niște băieți se înțeleg deasupra noastră cum să fie să le fie lor bine. Ăia cu vaccinul e la fel. Ăia cu armele la fel. Și noi tăcem, mă. Bă, dacă asta ni-i soarta, hai să ne mulțumim cu ce avem, mă. Stăm în casă, avem, ni se dă un pic de pâine, să ne rugăm să nu... Am văzut acum că germanii ar fi de acord să mai folosească mai puțină energie, să fie mai frig în case la iarnă. Ia să-i văd eu, bă, băiete, că eu am văzut ani de zile ce înseamnă să n-ai căldură, să n-ai lumină și să iei ulei din ăla de căcat, din bidoanele alea mari care veneau la alimentare. Ia să-i văd, bă, dacă s-a așa deștept, bă, și pe nemți. Să-i văd cum sting luminile, cum nu mai merg cu mașina și merg cu trotii. Să-i văd, bă, pe toți ăștia care toți se strâng, ar fi dispus să strângă din cur acum să salveze planeta. Hai, mă, salvați voi planeta, că noi am încercat. Hai, vă văd că acum a trimis și avertizorii de integritate. Bă, ăștia, exact ce făcea Ceaușescu acum 50 de ani, exact asta vor să facă ăștia acum cu noi. Bă, istoria se repetă. Prostul rămâne același. Dacă noi vom continua să tăcem și să sugem ciorapile ăștia pentru 3 lei, pentru 5 lei. Uitați-vă la televiziune, uitați-vă la toți băieții ăștia cu cravată, care ne vorbesc că ce bună e Europa, ce frumos e, s-ar putea să scăpăm de NCV. La noi justiția e un dezastru. Se dau, justiția politică este înfiorătoare. Îl arestează, îl dau jos pe ministrul agriculturii pentru un căcat de două concursuri pe două posturi și pe Ludovic Orban, care vorbea cu aia la domne, știi cum e cu măștile? Ai primit ordin de la primul ministru? Ăia n-au nu-s cercetați, bă, de nimeni. Și nenorocitul ăsta care zicea, stai, bă, că ne trebuie canalizare și la agricultura României, nu mai e. Bă, dar chiar suntem toți proști, mă. Bă, dacă acceptăm că suntem toți proști, atunci hai, bă, să închidem și podcasturile și astea, să ne vedem, bă, luăm și noi, ne abonăm și noi la băieții ăștia multiculturali, să ne dea și nouă un bănuț, hai să facem toți la fel, mă. Să nu mai le facem probleme și la ăștia, încep să ne urmărească, că îi deranjăm. Facem numai probleme, bă. Mai bine să mai trăim cât avem de trăit. Avea dreptate mâine să citiți editorialul meu, nu neapărat că l-am scris eu, ci pentru că am citit o poezie de Mario de Andrade, un brazilian genial, care spunea în ultimul vers, zicea, băi, avem două vieți. A doua începe atunci când îți dai seama că nu ai decât una. Așa da, că... e superb, da. Mai este Bogdan Comaroni cu noi? A fugit la plajă, ce a făcut? Da. Eu sunt aici,
Eu sunt aici, dar l-am lăsat pe Tavi să vorbească pentru că a recitat foarte bine din tot ce am vorbit eu acum 6 luni în urmă. Deci a făcut un rezumat perfect la tot și mi-aduc aminte cât mă contrazicea el atunci și cât sărea pe mine și ce explica el atunci și era apostolul tuturor relelor de pe planetă.